stimați telespectatori, realizatorii emisiunii Comori Eterne vă invită marți, 6 iunie, să faceți cunoștință mai îndeaproape cu tradițiile și obiceiurile ce țin de marea sărbătoare creștină, pogorârea Sfântului Duh. De această sărbătoare ne pregătim din timp, facem curățenie în casă, pregătim ogrezele curate pentru a fi oformate, pentru a fi împodobite cu crenguțe de tei, de salcâm, flori de leuștean, iasomie și alte flori frumoase care înfloresc în această perioadă. După asfințitul soarelui, se pun la poartă așa numiții frunzari, adică crenguțe, care sunt de tei, cum am spus, de plop, și neapărat aceste crenguțe vor fi ca un fel de protejare a ogrăzii, a gospodăriei, fiindcă se consideră că în această seară crenguțele, florile, care sunt plantele medicinale, sunt considerate ca o putere extraordinară pentru a fi folosite ca tratament în medicina populară. Ca de obicei, în această zi, gospodarii pregătesc bucate gustoase, deschid larg porțile, așteptând musafirii, care sunt întâmpinați de veselia și energia jocului din centrul satului.